Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți și cu Duhul tău. Dumnezeule, Sfântul nostru, privește și vezi fața unsului tău, căci mai bună este o zi în curțile tale decât mii de zile în altă parte. Fraților, să ne recunoaștem păcatele noastre pentru a putea celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc.
dată să te arate. Pe străinii care se vor pune în slujba Domnului, din iubire pentru numele Lui și vor deveni slujitorii Lui și toți aceia care vor respecta ziua de odihna mea, nu vor pune în gărie și vor rămâne statornici în legământul meu, îi voi conduce la muntele meu cel sfânt. Îi voi face fericiți în casa mea de rugăciune. Arderile de tot și jertfele lor vor fi bine primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi casa de rugăciune pentru toate popoarele. Cuvântul lor. Amen.
Și iată o femeie cananeană a ieșit din ținuturile acela și a strigat: Îndură-te de mine, Doamne, fiul lui David. Fiica mea este chinuită cu un fir de diavol. Dar el nu i-a răspuns niciun cuvânt. Apropiindu-se discipolii lui, îl rugau: Primi-o pentru că strigă în urma noastră. El, răspunzând, a zis: Nu am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit, s-a prosternat înaintea lui și a spus: Doamne, ajută-mă! El a răspuns: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Dar ea i-a spus: Da, Doamne, dar și căței mănâncă firiviturile care cade pe masa stăpânilor lor. Atunci Iisus, răspunzând, i-a spus: O femeie, mare este credința ta, să fie cum vrei tu. Și din acel ceas, fiica ei a fost vindecată. Să ne rugăm. Amin.
peste fiii bisericii tale, ca ei să se jertfească pentru binele celor lipsiți și părăsiți. Domnului să ne rog! Să ne rugăm. Doamne, te rugăm.
Thank you.
care au adormit cu speranța învierii și de toți cei care au răposat în milosivirea ta și primește-i să se bucure de lumina feței tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Yeah.
prin aceste tare.